Mai sunt doar câteva zile până la Moș Nicolae, așa că în magazine a început deja goana după cadouri, ca în fiecare an. Așa cum se întâmplă în fiecare an, mergem acum pentru mai multe amănunte la colega mea Laura Călugăr. Laura, te ascultăm. Bună ziua, este forfotă destul de mare în hipermarketuri și asta pentru că Moș Nicolae trebuie să vină în doar câteva zile. De altfel, hipermarketurile au chiar și un program special în aceste zile. În zilele de 2, 3, 4 și 5 decembrie sunt deschise până la miezul nopții și au oferte imbatabile. Pentru cei care au fost cuminți și care merită de la Moș Nicolae o jucărie, deși se știe că acesta este ceva mai sărac decât Moș Crăciun, aici în hipermarketuri sunt foarte multe promoții, de exemplu pentru fetițe se găsesc păpuși la 90 de lei sau seturi de tip Casa cu Pitici Albă ca Zăpada la 264 de lei. Și băieței au aici cadouri foarte frumoase, o mașină de curse costă 119 lei sau farfuriile zburătoare sunt 99 de lei. Comercianții își așteaptă clienții cu mii de produse la promoție. Am văzut aici foarte multe jucării de pluș care sunt foarte căutate. Ce-i drept și la raioanele de dulciuri este foarte mare agitație, întrucât Moș Nicolae, se știe, vine cu foarte multe dulciuri, ciocolată și alte produse pe care copiii le îndrăgesc foarte mult. Și dacă tot veniți aici pentru cadourile de Moș Nicolae, puteți să dați un ochi și pe la raioanele de decorațiuni pentru Crăciun. Și acestea sunt pregătite și gata să-și aștepte clienții. Găsiți foarte mulți brazi artificiali, decorațiuni și jucării foarte voluminoase. Mulțumesc pentru informații, Laura!